Teodora Ciobanu a fost trimisă în judecată la mai puțin de o lună de când procurorii DNA au reținut-o. Fosta directoare de la Direcția Publică de Protecție Socială din cadrul primăriei Târgu Jiu este acuzată că a cerut și primit șpagă de la mai multe persoane pentru a le angaja sau pentru a le promova în funcții. În perioada 2007-2015, inculpata Ciobanu Teodora Cristina, în calitate de director în cadrul Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 4.000 și 3.000 de euro, primind în final suma totală de aproximativ 4.000 de euro. Concret, sumele de bani au fost pretinse și primite de inculpata Ciobanu Teodora Cristina în vederea angajării sau promovării persoanelor respective pe diferite funcții, infirmier, asistent medical, etc., din cadrul instituției publice unde inculpata își desfășura activitatea. Se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție. Teodora Ciobanu se află în arest la domiciliu, măsură pe care procurorii au solicitat să fie menținută.